cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la emisiunea Cafeaua de dimineață. Înainte de orice, sunt nevoit să fac câteva precizări pentru dumneavoastră. De obicei spuneam așa, pe știri din Neamț și mesagerul de Neamț în direct. E, o să fie doar pe știri din Neamț și pe grupuri de Facebook, pentru că n-am spus-o până acum, dar acum o spunem. Ne bucurăm de o atenție deosebită din partea unor personaje care au plătit o campanie destul de scumpă. O să venim cu amănuntele toate necesare, pentru că începem încet, încet să le avem. O campanie destul de scumpă pentru a indisponibiliza site-ul Mesagerul și 10H. 10H a revenit, va reveni și Mesagerul în curând, până atunci însă ne găsiți cu emisiunea aici pe știri din Neamț și știrile mai importante vor apărea pe 10H până la următorul atac, după care vom merge înainte din nou și tot așa. Ne bucurăm că putem să oferim satisfacția unor personaje să se ocupe de noi în mediul virtual, ceea ce nu înseamnă că nu ne vom ocupa și noi de domniile lor. Acestea fiind zise, mergem mai departe. Astăzi este joi. Spre bucuria celor care ne poartă grijă, a apărut numărul 560 al ziarului Mesagerul de Neamț. Avem câteva materiale pe care vi le recomand cu căldură. În primul rând, a avut loc evenimentul anului în sănătatea nemțeană, numai că el a avut loc la Botoșani. O firmă din Neamț a deschis o adevărată clinică într-un fost mall din Botoșani, unde în curând va deschide și spitalizare de zi cu 40 de paturi. Este vorba de Clinica Antares și de Dorel Cosma, omul care a creat-o. Vă invit să citiți, chiar merită de citit. În același timp, avem și Realități și Culise la Spitalul Județean Neamț, UPU, un interviu cu doamna dr. Pavlidis, ăsta e obligatoriu de citit, pentru că toți avem într-un fel sau altul legături cu UPU și chiar merită citit, pentru că doamna doctor spune niște lucruri extrem de interesante. Și în fine, avem un material care merită citit de oamenii din partide, de strategii partidelor, de oamenii din administrație, de instituția prefectului, de avocatul poporului și, de ce nu, de Ministerul Public, adică Ministerul de Interne, care are și el atribuții. Ședințele pe comisii ale Consiliului Județean sunt publice și nu numai ale Consiliului Județean în general și Consiliul Locale. Dacă da, de ce nu se respectă legea? Vom mai vorbi despre asta la finalul emisiunii, probabil. A fost descoperit și textul, un text al lui Caragiale. Nu știam că pe vremea lui Caragiale funcționa WhatsApp-ul, dar în țara lui Arsene funcționează. Și versiunea actualizată a celebrei schițe a lui Caragiale, Telegrame, o puteți găsi în Mesagerul pe ultima pagină de astăzi. Și pentru că este joi, îi spunem bine ați venit primarului municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe cei care vă urmăresc, indiferent pe ce canale. Și mă bucur că aveți capacitatea de a rezista oricărui tip de atac și mai ales nu puteți ataca cât puteți dumneavoastră să vă adaptați și să găsiți soluții. Ne-am gândit deja ce să facem, da? O să creăm și noi niște mici surprize de acum, pentru că dacă autoritățile statului, cele care trebuie să ocupe cu așa ceva, de ani de zile ignoră un fenomen care se întâmplă în Piatra Neamț, în ciuda zecilor de plângeri care există și toată lumea știe despre cine este vorba, atunci trebuie să ne adaptăm și noi situației și atunci vom face ce fac și alții. Da, vom face ce fac și alții. La un moment dat, nu numai că veți descoperi cine e în spate, dar știm, presupun că deja știe toată lumea toate cine este în spate. Știe toată lumea cine este în spate, așa că nu ne... Da, știți cum e? E cam politică.
E cam politică. Toată lumea știe că nu e bine să calci. Da, toată lumea calcă. Acolo, calcă, da. Da. Haideți să începem emisiunea de astăzi. Se vorbește despre un sondaj. Mi-am adus aminte. Da, se vorbește. S-a făcut sondajul? Dar e normal să se facă sondaje, mai ales că suntem la jumătatea mandatului. Avem niște cifre, așteptăm să vedem sondajul în integralitatea sa, având în vedere că nu am văzut sondajul cu toate informațiile și indicatorii din spatele său care fac sondajul, fac ca cifrele din acest sondaj să poate fi interpretate, da. Și să le pot interpreta cu acuratețe. Aștept să fie făcute publice de către colegii mei, așa cum este și firesc până la urmă. Dar așa, din surse, sunteți pe scut sau sub scut? Sunt pe scut și PNL peste... Nu, sunteți pe scut înseamnă mort. Am crezut că peste... Nu. Spartanii, da. Să te întorci... Cum te întorceai de la război? Pe scut, adică te aduceau colegii morți? Suntem război, nici mergem mai departe. Pe sub scut, da? Așa, și... Deci și eu am auzit pe surse că lucrurile stau mai bine decât se așteptau mulți. Surprinzător. Mai bine decât se așteptau mulți, dar că... E loc și de mai bine, ceea ce e normal. Cu siguranță, dar fiind genul de primar care... Există două tipuri de politicieni în lume, în general, nu doar la noi, în România. Există, și aici nu vreau să parafrazez neapărat vorba despre o vorbă celebră din neamț, dar există două tipuri de politicieni și anume... Unii care se concentrează pe a face și poate mai puțin pe a comunica și de genul cei care fac pe dimineață până seara și abia reușesc să dea un comunicat și nu reușesc evident să comunice tot ceea ce fac. Și sunt politicieni care fac un lucru și la mărunțel și eventual nici măcar nu-l fac ei, îl fac alții, doar că ei îl comunică. Categoric mă definesc ca fiind în prima categorie a celor care sunt orientați pe a face și pe a lăsa ceva în urmă. De asta am și intrat în politică, de asta mi-am și asumat o misiune destul de dificilă și de asta mi-am și asumat o serie de măsuri și proiecte care în primă fază sunt nepopulare, dar care pe termen lung generează beneficii nu doar pentru viitoarele alegeri și pentru viitoarele generații. Și așa se face că în primii 2 ani de mandat am avut, cred că, imaginea destul de mult șifonată, tocmai din cauza faptului că nu m-am concentrat pe comunicare și lucrul ăsta s-a văzut și l-a văzut, cred că, toată lumea din oraș. Și acum încep să apară abia rezultatele. Din punctul meu de vedere, acum sunt pe creștere, pentru că oamenii văd ce se întâmplă în oraș, oamenii văd că se lucrează, oamenii văd că se lucrează proiecte majore, nu doar spoială, nu doar superficiale. Și cred că acest lucru va însemna o creștere pe termen lung și, bineînțeles, sondaje cu proiecții din ce în ce mai pozitive. Dar în momentul de față lucrurile sunt oricum mult mai bine decât mă așteptam chiar și eu. Când vor fi anunțate rezultatele? Nu e o decizie pe care să o iau. Eu, dar cu siguranță colegii din conducerea Firele Județene împreună vom decide forma în care vom face publice aceste rezultate. Bun. Haideți că dacă tot am început cu sondajul și cu proiectele majore, haideți să vedem un pic, ne uităm pe geam afară, azi noapte a plouat, probabil că în curând va veni zăpada. Cum suntem pregătiți pentru așa ceva la Piatra Neamț, având în vedere sau coroborând chestiunea asta cu ce se întâmplă pe șantiere? Pentru activitatea, deci vorbim întâi de șantiere sau de... Nu, le legăm. Activitatea, și de, dacă, de exemplu, va ninge, ce se va întâmpla, să zicem, pe Traian, unde încă deocamdată nu se întâmplă mare lucru?
Pe Traian, faza în care suntem, se lucrează la trotoare, la bordurare. S-a început din zona străzii Petru Movilă. Nici nu erau în program, în planul executantului, nu era activitatea de asfaltare până la finalul acestui an, tocmai pentru că sunt încă multe alte activități care trebuie să le demarăm înainte. Acum se lucrează la porțiunea de aducere la stare inițială pe tronsoanele unde s-au realizat canalizațiile pentru noile rețele de gaz, de exemplu, sau pentru rețelele electrice sau de telecomunicații. Și urmează probabil cel mai complex și mai amplu, cele mai ample lucrări, și anume cele de apă și canalizare de pe bulevardele Traian. A ieșit autorizația de mediu? Autorizația va ieși cel mai probabil luni. Avem toate avizele în momentul de față în consultare publică, în dezbatere publică, și cred că termenul pentru emiterea autorizației va fi luni. A fost de 10 zile sau de 30? Ca să ne vedem dacă se atacă sau nu se atacă. Nu ar fi niciun motiv de atac, pentru că se respectă legea. Chiar nu facem niciun compromis din acest punct de vedere. În orice caz, mulțumesc tuturor avizatorilor pentru mobilizarea exemplară și pentru atenția pe care au acordat-o acestui proiect extrem de important pentru municipiul Piatra Neamț. Deci, practic, dacă luni vine autorizația de mediu, va fi emisă și autorizația? Săptămâna viitoare vom avea și autorizația de construcție. Constructorul ce a zis, va lucra și iarna? În momentul de față, din câte știu, au fost întâlniri tehnice pe acest subiect. Constructorul începe încă de astăzi să traseze și să marcheze pe unde va veni conducta, în așa fel încât și executantul de pe coridorul de mobilitate să știe unde este și constructorul de la apă, deci ei ar trebui să înțeleagă. Exact, sunt în asociere. Deci sunt convins că se vor sincroniza și vor face ca disconfortul pe care să-l genereze aceste lucrări să fie minim. Adică trebuie să spun un lucru care este destul de dureros. Neavând suficient timp pentru a pregăti un proiect care să reunească în același canal de utilități toate rețelele, a ajuns în situația în care avem proiecte diferite, rețele, trasee diferite, executanți diferiți și implicit faze diferite de lucrări. Optimul pe care am reușit să-l facem a fost să urmărim ca toate aceste lucrări să se desfășoare. Disconfortul, deranjul va fi destul de mare dacă stăm și ne gândim că conducta de apă va fi undeva la un metru, un metru și jumătate de conducta existentă de gaz și asta pe următoarele luni, mai spre mijlocul străzii, din păcate. Asta înseamnă că practic se va circula pe câte un fir, probabil pe tronsoane destul de lungi în următoarele 6-7 luni în oraș. De când vor începe lucrările? Vor lucra pe tronsoane sau vor începe peste tot? Ideal ar fi. Presupunerea mea este că vor lucra pe tronsoane. Cert este că noi predăm amplasamentul în integralitatea lui, pentru că suntem constrânși și de timp. Noi trebuie să încheiem toate aceste lucrări până la finalul anului viitor și am convingerea că aceste lucrări se vor încheia cu bine mai devreme de acest termen. Mai mult decât atât, apreciez elanul și felul în care se mișcă lucrările pe celelalte două coridoare de mobilitate, pe varianta orașului, pe Dimitrie Leonida 9 Mai și pe Mihai Viteazu, unde anticipăm că proiectele, lucrările se vor finaliza cu câteva luni chiar mai devreme decât în contract. Asta permițându-ne să folosim noile drumuri modernizate la capacitate maximă pentru a
reduce din stresul pentru stresul pe centru, pe Bulevardul Central. Da, este o problemă, dar... Mai am o noutate din acest punct de vedere. În acest weekend vom păși cu noile grinzi montate pe podul de la Piața Centrală. Deci, în funcție de vreme, văd că acum plouă afară. Cu ce anume? Se vor pune... Se vor pune grinzile și cu puțin noroc, dacă ajută vremea, se va turna și plafonul. Da. Calea de rulare. Calea de rulare, da. Asta este o veste bună. Am văzut că ei au avansat după ce au turnat piloții, ca să fie foarte clar. Unii spun că nu știm despre ce e vorba. Ne-am uitat și noi, am întrebat un inginer. Partea turnată în pământ. Partea de sub. De sub, așa, după nivelul... Au turnat, mă rog, picioarele astea, cum se cheamă ele. Pilonii. Pilonii. Da, pilele. Pilele și acum urmează, probabil, cum a spus dumneavoastră, sâmbătă, nu? Parcă așa? Astăzi sau mâine. Astăzi sau mâine să pună grinzile. Da. Dacă avem noroc și merge și dacă mai vine cineva să ia și stâlpia de electricitate de acolo ca să putem circula, ca să nu dăm în ei. Da, se vor muta și aceia. Că și aia este până o problemă. Până la darea în folosință a podului. De asta zic, și aia este o problemă. Da. Din punctul ăsta de vedere, cam toată lumea vede cum merg lucrurile. Încă nu ne dăm seama cât de mare va fi disconfortul după ce va fi săpat șanțul pentru schimbat țeava, dar nu e va clar... fi ceva ce să nu putem duce. Asta e garantat, am văzut și lucrări similare. Și în Ucraina ăștia săraci. Eu mă raportez la lucrări de investiții majore de infrastructură pentru, până la urmă, următoarele generații. Vorbim de 60-80 de ani, perioadă în care aceste lucrări vor genera beneficii, respectiv facturi mai mici la apă, pierderi mai puține la apă, consumuri mai mici și așa mai departe și o infrastructură mai sănătoasă, inclusiv din punct de vedere medical. Da, acum ce să zic, așteptăm, vedem care este situația și cât de cât încercăm să ne adaptăm. Asta e situația cu drumurile, da? Dacă va fi așa și va și ninge, probabil că vor trebui luate măsuri speciale. Cine se ocupă de zăpezire? Publiservo, nu? Da, bineînțeles. Publiservo. Știți cumva la ce nivel sunt? Și-au luat sare, și-au luat ce le trebuie. Au toate stocurile, au în momentul de față stocuri de peste 150 de tone, dacă nu mă înșel, de sare, clorură, au 12 utilaje pregătite pentru activitatea de zăpezire. Sunt în curs de demarare a unor noi achiziții în vederea îmbunătățirii, optimizării flotei de utilaje. Vom avea o noutate și pentru activitatea de dezăpezire a trotuarelor. Am auzit ceva, da, vă las dumneavoastră. Metode cumva mai moderne. Evident, încă suntem în... facem pași consistenți, dar pe logica pașilor mărunți și organici, pentru că vrem să și testăm cum funcționează lucrurile și să venim cu soluții din ce în ce mai bune și pe măsura, bineînțeles, a resurselor și a posibilităților. Deci am înțeles că e vorba de achiziționat, dacă nu s-o fi și achiziționat un utilaj, un ATV. Da, un ATV dotat cu plug, cu așa pentru pe care cu, vom cu, vedea. Cu plug în față și sărăriță în spate. Da. Pe trotuare. Pe trotuarele din Piatra Neamț. Bine, urmând acum... ca în funcție de eficiența pe care o vom descoperi practic în teren, să completăm pentru activitatea de dezăpezire a trotuarelor în întreg orașul. Da, păi dacă funcționează, bine, mai sunt stâlpi pe trotuare, pe unde așa. Sigur. Dar dacă funcționează, degrevați mult personal uman. Sigur, înseamnă eficiență, lopătari, ca să zic așa. Da. Da, interesant, o să vedem cum funcționează. Și eu sunt foarte curios, am avut această idee de anul trecut, dar a fost foarte greu de pus în practică din cauza unui cumul de provocări și de probleme, dar până la urmă ne ținem de planuri de eficientizare și îmbunătățire. Bun.
Cuteză pe zi, ne spuneți că publiserul are tot ce-i trebuie. Are mai tot rămâne... ce trebuie și a demurat activitatea de achiziție pentru tot ce înseamnă stocuri de sare necesare pentru a duce la bun sfârșit activitatea de zăpezire pentru întreg sezonul de iarnă. Vor fi în curând o serie de comunicări publice, tocmai pentru a face publice numele de telefon la care se poate suna pentru a pe partea de dispecerat și comandament de iarnă și punem la dispoziție toate informațiile relevante legate de activitatea de dezăpezire și nu numai. Bun. Haideți să lămuriți-mă un pic ce se întâmplă cu Târgul de Crăciun, da? Sau cum se cheamă? Târgul de Crăciun. Lumea era obișnuită ca de la vremea asta să vorbească despre o manifestare sus pe platou. Acum am văzut că lucrurile s-au schimbat. Nu vreau eu să intru în amănunte. Explicați-ne dumneavoastră care e situația. Sigur că da. Discuții de genul acesta am avut și anul trecut. Anul trecut am organizat Târgul de Crăciun în parteneriat cu Consiliul Județean și încă de anul trecut ne-am asumat angajamentul în urma unor adrese pe care le-am primit de la mai multe instituții că nu mai amplasăm scenă pe platoul Curții Domnești din mai multe motive, inclusiv de ordin patrimonial, cultural, istoric și așa mai departe, dar și de motive de ce țin de latura logistică și de felul în care se prezintă multe din plăcile de pe platoul Curții Domnești încă. Având toate aceste argumente, încă de anul trecut am refuzat realizarea unei scene pentru Târgul de Crăciun și pentru Revelion pe platoul Curții Domnești, optând pentru amplasarea unei scene în piața Ștefan cel Mare. Aceeași este soluția pe care am decis-o și anul acesta și având în vedere că nu toată lumea a fost de acord cu organizarea unui târg într-un parteneriat lărgit, fără scenă pe platoul Curții Domnești, am decis să facem acest lucru singuri, bineînțeles, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru operaționalizarea și o capacitate de a te organiza mult mai agil, mult mai rapid, având în vedere că această decizie am luat-o destul de tardiv. Din punctul meu de vedere, pentru organizarea unui eveniment foarte bun în regie proprie de unul singur, ai nevoie de minim 3-6 luni la dispoziție. 6 luni minim pentru, exact, pentru o perioadă atât de lungă, exact, de o lună de zile. Da. Pentru că e foarte greu să faci contracte dacă aduci și trupe, mă rog, faci și spectacole sau ceva de genul ăsta, e destul de greu. Acum vreau doar să vă spun că trebuie să fac o precizare. Mulțumim celor din Slănic Moldova care se uită la noi, celor din Italia care ne transmit salutări că se și se uită la noi. Trebuie salutăm să-i salut. Și noi, cu respect, pentru sigur că eu am mai spus-o și probabil de asta se uită din Slănic Moldova. Am rămas impresionat în vară de cum s-au organizat cei din Slănic Moldova să asigure agrementul pentru turiști acolo. Uh-huh. Și ei sunt stațiune turistică ca și noi. Adică am vrut să spun ceva rău. Nu am spus nimic rău, pentru că să știți că avem progrese semnificative. În fiecare zi, la ei în parc, în fiecare zi, nu numai sâmbătă și duminica, pe timpul verii, aveau mini-spectacole organizate și foarte interesante. De aceea chiar mă bucur că se uită. Nu știu dacă ați văzut, dar să știți că și noi am avut în fiecare weekend activități, că doar nu le organizează neapărat primăria. Vibrația culturală și nu știu, civică a unui oraș, noi trebuie doar să creăm contextul pentru a se dezvolta. În rest, ea trebuie înviorată și întreținută de organizații care au activitate în domeniile respective. Ceea ce s-a și întâmplat. Avem alea artiștilor, avem în fiecare weekend întâlniri și evenimente în zona Curții Domnești, a Parcului Central sau în alte zone ale orașului. Deci lucrurile se întâmplă și chiar le încurajăm. Suntem, am spus da de fiecare dată oricărei inițiative de acest gen.
Bun, și deci până la urmă organizați dumneavoastră împreună cu Camera de Comerț și în ce va consta toată perioada asta? Ce se va întâmpla? Deci în perioada 8 decembrie, 8 ianuarie, vor fi amplasate 7 căsuțe în zona parcului central cu butaforii, cu elemente care aceleași se creeze atmosfera de poveste. Aceleași căsuțe sau alte? Nu, alte căsuțe. Din păcate, oricât de mult am căutat varianta achiziționării unor căsuțe, timpul prea scurt de montare, de asamblare a acestor căsuțe, de la comandă până la, practic, livrare, mai puțin de o lună, sunt aproape 2 săptămâni până la momentul târgului. Având în vedere toate aceste argumente, am ales soluția închirierii la pachet cu toate decorațiunile și laserele și elementele care să creeze atmosfera de poveste și atmosfera de Crăciun. Da, deci vor fi căsuțele și ce va mai fi? Vor fi căsuțe, vom avea un brad, acesta va fi achiziționat, va fi un brad cu înălțimea de 20 sau de 21 de metri, fiind unul dintre cele mai înalte din regiune și ce mai pot spune este că mi-aș dori ca acest brad să, la împodobirea acestui brad, să participe cât mai mulți copii din oraș, să vină și să și părinți, de ce nu? Și părinți. Sigur. Să aducă fiecare câte, să aducă câte un ornament, câte, ceva, da. Așa și să fie bradul dorințelor. Hai să facem bradul dorințelor în Piatra Neamț. Mă gândesc ce aș putea să pun eu în brad. Sigur, câte o dorință fiecare. Că... pe o dorință. Așa, ca să se împlinească. Da, interesant. Așa, da, ar fi frumos. Bineînțeles, spectacole, evenimente și ateliere cu Moș Crăciun, În costurile astea e prins și spectacolul de Revelion sau ce se va întâmpla la Revelion? Bugetul alocat pentru cele două evenimente, pentru târgul Piatra lui Crăciun, că aici este, cred că, elementul central al noutății, ne-am gândit să punem în valoare până la urmă și să pornim de la moment istoric, practic în identitatea orașului, în menționările, așa cum era trecută la un moment dat, cum era menționată așezarea noastră, Piatra Neamț cândva a purtat denumirea de Piatra lui Crăciun, pentru că aici probabil un boier pe nume Crăciun locuia și ar fi fost menționat de voievodul Alexandru cel Bun. Ei, pornind de la acest moment care ne-a inspirat, am considerat că târgul de Crăciun de la Piatra Neamț trebuie să aibă legătură cu această denumire și am ales să se numească Piatra lui Crăciun, Tărâmul Moșului. Deci în această perioadă vor avea loc tot felul de evenimente și activități care să creeze atmosfera de poveste de sărbătorile de iarnă. Vor fi niște zone spectaculoase, pentru că vrem ca toate aceste zone să fie instagramabile, ca să spun așa, adică oamenii să vină să-și facă poze și să împărtășească bucuria acestor momente cu prietenii pe rețelele de socializare. Și bineînțeles, un spectacol și mai reușit, poate anul acesta, pentru noaptea de Revelion. Bugetul total pentru cele două evenimente fiind am alocat 800.000 de lei. Dacă reușim să mai facem economii, ar fi minunat. Dar considerăm că această sărbătoare este a întregii comunități și trebuie să facem ca fiecare dintre cei care participă la viața urbei să fie prezenți în piață și chiar mi-aș dori ca în noaptea de Revelion anul acesta să batem orice record. Acum, cum să vă spun, și dacă sunt ca anul trecut, e foarte bine, pentru că a venit lume multă. Etalonul minim. Și a venit lume multă și civilizată. Deci a fost o chestie, ca să spunem așa, corect făcută, fără excese, fără și dintr-o parte și din alta. Deci a fost o chestie cum ar trebui să facă mai multe. Și fără un exces de cheltuială. Anul trecut chiar n-a fost foarte multă cheltuială.
Bun, nici deci vom avea... Nu mergem pe risipă. Da. Deci vom avea practic o lună de zile de loc de promenadă, de întâlnire, exact, de bucurie pentru copii, în primul rând. Mai multe doamne ne transmit felicitări, copiii abia așteaptă piatra lui Crăciun și adulții, spune o doamnă. Mă bucur. Așa. Deci astea sunt lucrurile bune. Bineînțeles că după... Cu mai multe detalii despre programul activităților, pentru Așa. Că se lucrează la acest program, voi ieși în cadrul unei conferințe de presă, unde cu siguranță vom transmite toate informațiile către toți cetățenii orașului. Mă bucur că anunțul acestui proiect, al acestui târg, a stârnit interes foarte mare și promit să tratăm cu maximă seriozitate organizarea acestor evenimente. Pentru că lumea de obicei mă critică că nu pun întrebări. Știți că eu de obicei nu le pun, zic că așa. Acum o doamnă, trebuie să răspundem, că altfel nu mai fac emisiune. Stâlpii vechi de la troleibuzul nu se dau jos? Da, acele console, acele țevi aparțin SC Troleibuzul SA. Într-adevăr, nu ne fac cinste, nu au un aspect chiar urât, dar preferința mea ar fi ca aceste țevi să fie demontate și să fie conservate undeva bine, pentru că, din punctul meu de vedere, troleibuzul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de și ecologice mijloace de transport public. O spun categoric, cu toată răspunderea, și a fost în o decizie criminală. Avea... A fost o decizie Absolut. Criminală oprirea și distrugerea rețelei de troleu, nu numai stâlc, s-au dat jos cablurile, etc. S-au dat jos, au început să se dea jos cablurile fix în campanie electorală. Dacă a fost o decizie alegerile criminală. Ar fi fost făcute la timp, în mai, iunie, așa cum se făceau în mod normal, în mod logic, aș fi oprit acest proiect al demontării unei dintre cele mai noi rețele de transport public țară. De tip troleibuz din țară. Din țară. Nu are nicio logică. A fost o decizie criminală, pentru exact. Că o să vedem ce ponoase o să tragem cu, eu n-am nicio jenă în a o spune, cu autobuzele electrice, care, e adevărat, sunt într-un anumit trend, mergem foarte bine, dar vedeți și dumneavoastră că cu energia electrică sunt din ce în ce mai multe probleme și vom mai discuta aspectul ăsta. Oricum, energia electrică este mai ieftină decât combustibilul fosil. Este mai ieftină decât benzina, mai ieftină decât motorina și transportul electric este mult mai eficient și din punct de vedere costuri, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere mediu. Dar o spun cât se poate de clar, mentenanța, întreținerea unui troleibuz este mult mai ieftină decât întreținerea și mentenanța și inclusiv perioada de garanție și funcționare a unui autobuz, fie el electric sau pentru care mult mai multe piese mobile. Ideea este că a fost o decizie proastă, din punctul meu de vedere, desființarea instalației de troleibuz, și eu consider că tot ce poate fi reutilizat și încă mai există din această rețea, reactualizăm proiectul, îl scriem și găsim o soluție să-l punem în aplicare din nou. Pentru că rămâne unul dintre cele mai eficiente mijloace de transport public. Bun, să depășim subiectul. Oamenii întreabă, ci că ne spune domnul Crețu Laurențiu, există deja proiect de hotărâre aprobat la CJ pentru a fi demontate vechile console. Mulțumim, știam lucrul ăsta, la CJ întotdeauna se iau hotărâri interesante. Bănuiesc, domnul Crețu, că hotărârea nu s-a luat în comisie. Luați un loc, am văzut că a venit cineva, vedeți cine e. Vedeți cine este domnul și că nu văd până acolo și vedeți ce dorește, dacă putem, dacă nu să mă aștepte. Deci sper că nu s-a luat hotărârea pe WhatsApp, în ședință de comisii pe WhatsApp la Consiliul Județean.
Pentru că s-ar putea să fie o problemă. O doamnă ne întreabă, domnul primar, ce se întâmplă cu molozul care rămâne după sărbători în oraș, în sarcina cui este? Cine răspundem pentru a lăsa curat în urma muncitorilor? În precista zona Vânătorul și Pescarul este dezastru. Probabil că se referă în locurile unde s-a terminat ceva. Da. S-a terminat ceva și a rămas mizeria. Este răspunderea executantului să curețe zona, să lase zona curată. Asta spune și regula bunului simț, asta spune și regulamentul de gospodărire Absolut. Al municipiului. Pe de o parte, e greu să faci acest lucru instant. Adică, dar la terminarea lucrării, înainte de plecarea acasă a muncitorului, este obligația executantului să curețe zona respectivă. Unde nu se întâmplă asta, rog cetățenii să sesizeze, să sune fie la numărul, la dispeceratul poliției locale, fie pe aplicația Piatra Neam CTF, fie la numărul de telefon al cabinetului meu, pentru a rezolva imediat situația. Nu putem urmări îndeaproape, nu putem fi acoperi fiecare metru pătrat din oraș instant, pentru că se întâmplă lucrări pe întreaga suprafață a orașului. Din orice colț al orașului privești, întâlnești utilaje, întâlnești echipe la lucru. Am o rugăminte, un pic de liniște. Da. Continuăm. Cineva are glume în program. Da, continuăm, domnul primar. Măcar nu e un atac. Nu e un atac, da. Alte întrebări. Deci, un domn ne spune că e bine că se lucrează și speră să termine până în 2024, că atunci ar fi bine, dar, spune el, de ce nu se lucrează și în weekend? Asta este o treabă care ține avut de discuții cu constructorii la încheierea contractelor și am făcut acest apel să extindă la maxim posibil timpul de lucru. Dar trebuie să ne uităm și să fim și realiști. Este greu să ții oamenii la treabă 24 din 24. Este greu să acoperi toată resursa umană necesară pentru lucrări. Și îi înțeleg, nu avem cum să fim absurzi, pentru că oamenii ăștia au nevoie și de o pauză de masă și au nevoie și de timp de odihnă. Eu apreciez totuși că ritmul lucrărilor este unul alert, se lucrează, nu se bate pasul pe loc, nu rămân șanțuri neacoperite de pe o zi pe alta, se lucrează, se acoperă, se aduce la starea inițială. Într-adevăr, există ca în orice activitate lucruri pe care le putem face mai bine și cu dialog, cu comunicare, cu o comunicare corectă și asumată, zic eu, reușim să facem progrese de la o zi la alta. Bun. Alte probleme. Sunt întrebat ce se va întâmpla în perioada de iarnă în zonele de în zona școlilor, dacă vor fi probleme cu traficul. Pentru că în zona aceea avem un liceu, dacă nu mă înșel, da. Cu un mare trafic în zonă dimineața și la ora de finalizare a programului școlar și nu numai. Deci, cum va fi? Vor fi luate măsuri speciale? Ce se va întâmpla? Lumea întreabă... Pe perioada lucrărilor, da. Să nu imaginăm că lucrurile vor fi cu mult diferite față de iarna trecută, de exemplu. Și iarna trecută se întâlneau diverse lucrări, erau lucrări în special pe partea de rețele electrice și canalizații, dar avem soluții pentru toate aceste situații. Se lucrează pentru punctele mai sensibile din oraș, se lucrează la planuri de sistematizare a traficului.
gândim variante inclusiv pentru o sistematizare temporară sau pe termen lung poate o resistematizare a sensurilor unice, dar discuții de genul acesta și planuri tot facem. Ideea este, trebuie să le pregătim foarte bine, în așa fel încât în momentul în care le punem în practică, ele să genereze imediat îmbunătățiri. Pentru că se poate fi adaptate la situația respectivă. Deci, de când a fost preluat transportul în comun de troleibuzul, revin tot timpul aceleași întrebări. Ce se va întâmpla cu transportul? Deocamdată este ăsta care este. Ce semnale aveți de la populație? Ce se va întâmpla cu transportul public? Nu. Ce semnale aveți noi astea? Este ok transportul public în momentul acesta? Sunt condiții mult mai bune. Asta îmi spun cam toți prietenii cu care am discutat și despre care mi-au vorbit despre transport public. Condițiile sunt, e mai curat, se simt mai în siguranță, e mai, încă avem probleme pe partea de frecvență. Fluența traficului. Asta se va îmbunătăți odată cu venirea noilor autobuze. Vom avea în primă fază, probabil în ianuarie, aproximativ, probabil vom avea prima livrare, nu știu dacă vor fi chiar, va fi lotul complet de 20 de autobuze, dar cu siguranță angajamentele câștigătorului licitației, furnizorului, sunt că în ianuarie vom avea primele autobuze electrice. Bun, și acum un subiect care a generat o mulțime de discuții. Ce informații aveți cu privire la ce s-a întâmplat la licitația pentru piciorul telegondolei? Ce informații am? Nu s-a schimbat nimic momentan. Ce vă pot spune este că următorul termen la licitația, nu s-a înscris nimeni. Nu s-a înscris nimeni, da. La licitația anterioară, următorul termen este pe 23 noiembrie, dacă nu mă înșel, și ultimul termen la care se poate vinde piciorul telegondolei ar fi 8 decembrie. Și dacă toată lumea s-ar deștepta astăzi și ar trece proiectul, apropo, astăzi voi convoca o ședință de Consiliu Local extraordinară pentru data de luni, unde voi pune patru proiecte pe ordine de zi, trei care vizează proiecte cu finanțare prin PNRR și unul din nou, evident, cel cu telegondola. Dacă nici luni acest proiect nu trece, vreau ca toți pietrenii să-și imagineze cum au aruncat pe Bistrița 45 de milioane de lei. Nu i-am aruncat eu, nu i-au aruncat colegii din PNR, din USR sau din ProRomânia care susțin acest proiect, îi aruncă pe apa Bistriței opoziția. Opoziția care, din dorința de a pune bețe în roate în mod sistematic primarului, refuză să participe la dialog, să participe la consultări, să vină cu soluții și, dacă nu au alte soluții, să voteze soluția propusă de mine. Nu că e soluția mea, este singura soluție pe care, împreună cu colegii, cu experții pe care am consultat, am identificat-o. Deci, la un moment dat, un cetățean mi-a propus în cadrul unei emisiuni la care am participat pe parcursul acestei săptămâni, mi-a propus organizarea unei noi dezbateri în piața publică, unde să vină și cetățeni, și politicieni, și consilieri locali, și membri ai societății civile, și persoane interesate de turism, toată lumea care este interesată de acest subiect să vină. Eu voi răspunde cu cărțile pe masă, nu am absolut nimic de ascuns. Nu e o problemă pe care am generat-o noi. Și o să vă întâlniți duminică sau când? Duminică la ora 4. Nu este o problemă pe care am generat-o eu, nu e o problemă pe care a generat-o nimeni din actualul Consiliu Local, dar pe care toți avem îndatorirea de a o rezolva. Că de asta ne-au ales oamenii, să venim cu soluții și dacă tot am făcut un rău, măcar hai să-l îndreptăm și să-l corectăm. Ce e mai bine dacă pierdem telegondola? Păi imaginați-vă că rămân 26-27 de tone de oțel deasupra orașului. Cine se asigură că
nu va fi o problemă acolo. Asta înseamnă că plătim conservare. Plătim în continuare rata la bancă, când nu ne scutește banca dacă se închide telegondola de plata ratelor. În loc să generăm venituri, noi aruncăm banii plătiți pentru telegondolă pe apa Bistriței. Și eu nu sunt de acord cu acest lucru. Particip la această dezbatere, deși a intervenit un eveniment pentru care trebuia să mă deplasez de urgență la București. Voi face cumva să ajung și la acel eveniment, dar particip la dezbatere pentru că o consider extrem de importantă și vitală. Deci, și este ultimul 16. Apel pe care îl fac la toți membrii Consiliului Local. Mai spun încă o dată de ce, că n-am absolut niciun interes, nu iau nicio telegondolă acasă, ele vor rămâne acolo și vor rămâne în funcțiune. Nu mă interesează absolut nimic altceva, dar pur și simplu, ca primar, mi-am luat angajamentul că voi face tot ce îmi stă în putere pentru a rezolva problemele comunității și asta fac. N-au zis unii că sunt prea înverșunat și că arăt prea mult interes pentru această problemă. Așa tratez orice problemă a orașului. Mi se pare de-a dreptul irresponsabil să neglijăm banii care s-au și orice efort făcut în urmă. În momentul în care cineva s-a străduit să creeze un lucru, consider că acel lucru merită utilizat, merită folosit spre mai bine. Ar fi păcat să pierdem 45 de milioane de lei pe care orașul acesta, într-o formă sau alta, s-a străduit să îi plătească. Nu e o investiție pe care eu aș fi făcut-o. Repet, nu consider că telegondola era o investiție prioritară. Dar dacă tot o avem, ce facem acum? O aruncăm? Da, pe logica dumneavoastră eu pot să înțeleg demersul, dar pe aceeași logică aș vrea ca să deveniți la fel de înverșunat și pentru alte lucruri, cum e, de exemplu, că tot vreau să vă întreb despre urban, da. Cum este vorba despre piața din Mărăței. Și aia s-a făcut și aia stă de vreo 3 ani, sunt foarte înverșunat și acolo, dar trebuie să vă zic cu aceeași sinceritate. Cred că sunt 2 ani. De când am cerut studii de oportunitate, analize și proiecte pentru cele două piețe. În primul rând, piața Mărăței, pentru că aia stă închisă. Am reușit, mai chinuit, mai cu ceva eforturi, abia am reușit să o igienizăm cât de cât. Dar nu știu de ce ne poticnim. Adevărul este că la câte proiecte am demarat și câte reforme am început să facem, nu avem suficientă resursă umană pentru a le duce pe toate. O spun deschis, nu ascund, n-am de ce să fac asta și la câte bariere și piedici și blocaje am întâmpinat în mai orice proiect, din cauza unui context politic, social, nu mai stăm acum să le analizăm, dar toate aceste proiecte demarate s-au lovit de piedici, s-au lovit de bariere, s-au lovit de probleme. Nu am putut să tratez cu prioritatea pe care mi-am dorit-o piața Mărăței, piața Dărmănești, dar tema aceasta este pe masa patrimoniului din primărie, este pe masa urbanismului și aștept soluții. Am avut discuții cu persoane din zona privată în ideea demarării unor parteneriate publice public-privat. Codul administrativ, legislația ne împiedică să vedem cu o foarte mare lejeritate soluțiile acolo. Pentru că fiind piață, ea aparține domeniului public, domeniul public e greu să faci o investiție privată acolo care să servească unui interes privat. Deci tot felul de mici piedici care ne-au împiedicat să facem acolo investițiile de care avem nevoie. Însă și situația financiară a municipiului de asemenea ne-a împiedicat să venim cu un proiect pe buget local exclusiv. Adică în momentul în care un sfert din veniturile proprii ale municipiului se duc pe rate și nu pe investiții, se duc pe pavele, se duc pe toaletări, se duc pe întreținere spații verzi sau pe centrale termice, niciunul dintre aceste lucruri pentru care s-au cheltuit banii acum 15 ani nu ne sunt de folos astăzi. Nu avem sistem de termoficare, pavelele vedeți și dumneavoastră cum arată prin oraș, toaletările de atunci s-au mai făcut vreo 20 de rânduri de toaletări și așa mai departe. Deci noi, acești bani,
practic nici nu i-am avut. Nu putem să ne... Și am demarat foarte multe proiecte în ultimii 2 ani care trebuie susținute și din resurse proprii. Acesta este motivul fizic, motivul real, motivul efectiv pentru care încă nu am reușit să avem un proiect demarat la Piața Mărăței. Dar anul viitor, acum că suntem în procedură, cred că finală, cred că s-a și încheiat evaluarea pentru ceea ce înseamnă emisiunea de obligațiuni. Dacă reușim să rezolvăm problema datoriei publice și să relaxăm, așa fel încât să vedem cu o mai mare lejeritate din punct de vedere al bugetului proiectele pe care le putem demara, Piața Mărăței va fi primor. Înțeles. Nu, vreau să vă întreb despre Urban, mi-am adus aminte de Piața Mărăței. Care mai e stadiul cu Urbanul? Pentru că se tot vorbea că va ieși din insolvență, va ieși și nu mai știm nimica. Pentru a putea duce la îndeplinire planul de reorganizare, noi mai așteptam o singură hotărâre judecătorească. O hotărâre judecătorească care a ieșit recent, cred că acum o lună sau două, dar care a fost apelată, s-a făcut apel în instanță, se judecă la Bacău, așteptăm hotărârea judecătorească finală, este ceva legat de Direcția de Taxe și Impozite cu o serie de majorări, pe care Direcția de Taxe și Impozite, din punct de vedere fiscal, este obligată să urmărească obținerea unei sentințe favorabile, până la ultima cale de atac. Acesta este motivul pentru care insolvența Urbanului, din motive independente de mine și de Primăria Piatra Neamț, se prelungește. Cel mai probabil vom avea o sentință judecătorească undeva prin martie-aprilie anul viitor, din așa discuțiile târziu pe care le-am avut cu colegii cu experiență în domeniu. Foarte târziu. Cam așa se... Da, mă rog. Acolo povestea se poate încheia din doi pași și două mișcări, dar din păcate, fără o sentință judecătorească, nu putem face acest lucru. Mi-aduc aminte de o vorbă dintr-o poveste, trai nineacă pe banii babaci. E la Urban, da, așa e de foarte mult timp. Da. Ați spus că primăria nu se poate implica. Primăria a fost cea care a trimis în insolvență Urbanul pe vremea când se făcea tranziția de la Pești Mari la Pești Mici în primărie și de acolo se trag multe lucruri. Nu o să uit niciodată cum un consilier, regretat consilier în multe privințe, spunea, domnule, trebuie să punem în insolvență Urbanul ca să acoperim urmele. Da. Și ce este și mai bine de apăsat, de clarificat, falimentul acoperă de fapt urmele. Adică chiar îmi iau angajamentul în fața întregii comunități că voi evita cu toată puterea tot ce înseamnă faliment, fie că vorbim de Perla Invest sau de Urban. Pentru că nu mă interesează să acoperim pe nimeni și vreau să arătăm că avem reforme care să optimizeze aceste societăți. Perla poate să fie o societate care să funcționeze și să fie rentabilă și să genereze venituri și să-și plătească datoriile cel puțin morale pe care le are față de oraș, față de primărie, la fel și Urbanul. Bine, Urbanul este, din punctul meu de vedere, este inadmisibil ce se întâmplă și acum eu nu înțeleg cum un om care se ocupă de Urbanul tolerează așa, de circuit de Urban tolerează așa ceva, să ai spații întregi goale în piața centrală a orașului și să te complaci în situația asta este absolut incredibil. Nu este treaba primăriei, pentru că nu primăria administrează, fiind societatea în insolvență, dar este absolut incredibil. Nu, așa ceva, dacă spui în altă parte, nu te crede nimeni. Nu te crede nimeni. Este absolut incredibil. Așteptăm februarie, martie, aprilie să vedem ce se va întâmpla după ce Urbanul se întoarce acasă.
Da. Și după ce scăpăm de complicațiile pe care le presupune existența unei conduceri bicefale, administrator special, judiciar, asta așa mai departe. Da. Asta spuneam și eu de Trai Nineacă pe banii babaci. Domnul primar, cam asta a fost emisiunea de astăzi. Dacă mai aveți ceva pe ultima sută de metri de anunțat, aveți prilejul. Nu știu dacă am ceva telefoane cu vești extraordinare, dar am una minunată și mă aștept să fiți și dumneavoastră prezent acolo la inaugurarea clădirii renovate a Poștei Române. Bine, asta, da. Care este, consider eu, una dintre reușitele unei colaborări de excepție. Și chiar pe această cale mulțumesc public și o voi face cu siguranță și mâine conducerii Companiei Naționale Poșta Română, atât a directorului teritorial, cât și a conducerii centrale. Da, a fost o pată pe fața orașului, părăsirea acolo a clădirii respective. A fost o gaură în bugetul Poștei Române, buget generos, pentru s-au plătit milioane de euro chirii în condițiile în care tu aveai un spațiu pe care s-a dovedit acum cu o renovare cât de cât decentă să-l poți folosi, pentru că altele au fost planurile cu acel spațiu și trebuiau îndestulați niște lătrăi care erau în jurul fostului primar. Oameni care și-au pus toată familia și cine se uită pe procesele pe care le-a avut Poșta Română vis-a-vis de, pe vremuri, vis-a-vis de și implicațiile cu Piatra Neamțu, poate să facă legăturile necesare. E foarte bine că Poșta își recapătă, ca să spunem așa, identitatea, clădirea Poștei recapătă identitatea și mâine, o să spun de pe acum, în dimineață o să vină și directorul general al Poștei Române în emisiune, împreună cu domnul Cristian Tapalagă, unul din oamenii care s-a bătut pentru ca să obțină această finanțare. Nu a început demersurile, eforturile pentru a convinge conducerea Companiei Naționale, conducerea centrală, să vină cu această investiție, dar am avut o rețetă de succes împreună și... Știu, și o să punctăm lucrurile astea. Nu trebuie punctat, eu chiar sunt profund recunoscător ca primar că acest lucru s-a reușit și că o clădire care te face cinste și care este emblematică pentru oraș, revine la viață și va avea de astăzi înainte public acolo și va... Deci, cu ocazia asta o să spune până o să apară comunicatul, de vineri, oameni buni, nu mai mergeți în locurile vechi la poștă, și acolo unde era poșta pe vremuri, lângă liceul Calistrat Hograș. De la Casa Albă, un pic mai jos. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o emisiune cu minte astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu, în general, sunt cu minte. Și eu, tot. Dar din... și eu la fel. Vă mulțumesc deci pentru participarea la emisiune. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine discutăm despre poștă, ce s-a întâmplat în trecut, ce se întâmplă acum și ce planuri de perspectivă sunt și nu numai poșta, pentru că e un serviciu care se adresează unei mari părți a populației, ar trebui să fie un serviciu care se adresează unei mari părți a populației. Cele bune, aveți grijă de dumneavoastră, pentru că în prima instanță dumneavoastră trebuie să faceți asta, nimeni nu are altfel. Cele bune!